Dragilor, astăzi vorbim despre o carte superbă, imnurile sacre sau versurile de aur ale lui Pitagora, comentariul lui Hierocles la învățăturile pitagoricienilor și viața lui Pitagora, scrisă de Porfir după cele mai vechi surse. O carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis, iar alături de noi astăzi este domnul profesor Teodoru Ghiondea. O carte, spun eu, extrem de importantă, care iată și-a găsit un bine meritat loc în această frumoasă colecție, Biblioteca Orientalis, colecție în care, să spunem, în ultimul timp apar titluri din ce în ce mai interesante și mai provocatoare. Da, este o carte celebră, ca să spun așa. Versurile de aur ale lui Pitagora au constituit un obiect de studiu, de meditație, aș spune chiar de contemplare, dacă nu e prea mult, și nu cred că este prea mult. Și asta pentru că întotdeauna au intrigat aceste versuri într-un număr foarte redus, de altfel 71 de versuri, au intrigat prin amploarea extraordinară pe care o are, de fapt, figura, hai să-i spunem, istorică, în tradiția lui Pitagora. Era cumva un fel de nepotrivire între un asemenea text, care, fie vorba între noi, nici acum nu sunt toți în mod unanim de acord că ar aparține chiar lui Pitagora. Intra oarecum în dezacord acest fragment, să-i spunem așa, cu statura uriașă a lui Pitagora și tot ceea ce a însemnat el pentru filosofia, pentru istoria filosofiei, în general pentru spiritualitate. Pentru că situarea lui între, aș spune eu, filosofie și ceea ce se numește gândire mistică sau spiritualitate este un lucru destul de neobișnuit pentru europeni. E adevărat că perioada în care a trăit Pitagora, mă gândeam și la Socrate, sigur, pentru că este o continuitate aici foarte subtilă, nu avem timp să o abordăm, dar ea este cu siguranță. Perioada aceasta, așa numită presocratică, e plină de figuri foarte importante și de figuri extrem de, aș spune eu, marcante pentru tot ceea ce înseamnă spiritualitatea europeană, spiritualitatea veche și spiritualitatea în general, pentru că, vedeți, foarte mulți din ei au fost preluați în perioada ocultismului din secolul XIX. Ca să nu mai spun că există un comentariu, după mine, de o mare importanță, pe care l-a făcut la începutul secolului XIX, într-o carte apărută practic în 1813, Fabre d'Olivet, un interpret extraordinar al limbii sacre prin excelență creștine, mă refer la ebraică, și cartea lui, Limba ebraică restituită, propune nu numai o înțelegere a unei limbi sacre și este o dovadă extraordinară pentru asta, este o exegeză unică, dar, din punctul meu de vedere, și nu cred că este numai punctul meu de vedere, dă începutului Genezei o traducere absolut de excepție. Noi am mai vorbit despre limbile sacre, nu ne putem extinde prea mult. Pe scurt, sigur, Pitagora este o figură colosală și pentru faptul că apare într-un moment foarte delicat, și anume secolul 6 înainte de Hristos, care nu putem să nu amintim, pentru care nu putem să nu amintim faptul că este ieșirea, ca să spunem așa, în public, la rampă, cum am spune în alți termeni, nu? A primelor semne ale taoismului, apărut în text ceva mai târziu, un secol mai târziu, dar atunci încep să fie cunoscute mai larg, începe să fie cunoscută mai larg învățătura taoistă și să nu uităm, bineînțeles, budismul, apariția budismului. Este o perioadă de mari frământări. Este o perioadă în ciclul acesta de umanitate, o perioadă de cumpănă.
Prin urmare, avem în mediul european, în mediul, hai să-i spunem, mediteranean, avem figura lui Pitagora, care este uriașă. Ea se mai leagă în tradiția, de tradiția românească și prin altceva. Prin faptul că se spune în tradiție că Zamolxis a fost sclav al lui Pitagora. Unii spun că ar fi fost sclav, alții că ar fi fost discipol, alții că Zamolxis ar fi trăit înaintea lui Pitagora. Da, știți ce este important? Faptul că de foarte multe ori, și aici vorbim de ordine inițiatice, nu vorbim de filozofie, de ordine inițiatice. În inițiere, organizațiile spirituale au un maestru, un venerabil, care nu este și persoana cea mai importantă sau marcantă din punct de vedere social. Chiar Vasile Lombinescu amintește de o organizație din Rusia, o organizație inițiatică din Rusia, al cărui venerabil era chiar bucătarul maestrul nobilului care găzduia această organizație. Deci nu are importanță statutului social, pentru că vă mai amintesc ceva tot din Sfânta Scriptură, ce e mic jos e foarte mare sus. Și atunci, spiritual, și atunci, prin această analogie inversă, sigur că putem vedea lucrurile altfel. Despre viața lui Pitagora s-a scris mult pentru că, oarecum mult, sigur, îl avem pe Xenofan, pe Heraclit din Efes, care îl amintește, Ion din Chios și Empedocle, care vorbesc admirativ despre Pitagora, însă el este oarecum un personaj care se desprinde din acel abur al începuturilor spiritualității pe care o cunoaștem mai târziu sub numele de filozofie. Oricine începe un curs de filozofie, îi se va spune că termenul de filozofie a fost prima dată folosit de Pitagora. De ce? Pentru că ceea ce însemna sofia la vremea respectivă, adică înțelepciunea, nu e aparținea omului, ci aparținea zeului. Și pentru asta el răspunde la întrebarea unui rege în fața căruia prezentase o anume problematică și o dezvoltase, da? Fiind întrebat ce anume îndeletnicire are, el a spus că sunt filozof în sensul că sunt iubitor de înțelepciune. Acum, vedeți dumneavoastră, această iubire de înțelepciune, pe de-o parte am spune noi că nu ai oameni ce o iubești. În sensul că tind spre ea, ăsta este sensul. Mai târziu, Jacob Boehme, vorbind despre filozofie, dă o definiție interesantă. Filozofia este iubirea de înțelepciune a lui Dumnezeu. Deci înțelepciunea lui Dumnezeu, nu înțelepciunea omului. Vedeți, aici este și legătura de ce Pitagora este numit câteodată filozof. Eu nu l-aș numi niciodată filozof, așa cum e greu să-l numesc pe Socrate filozof. Spuneam că există o legătură între ei. Este această învățătură care circulă, această învățătură spirituală care circulă și care are un profil anume. Ea este de origine inițiatică. Se știe că până și Aristotel, care este filozoful prin excelență, așa e cunoscut și în istoria filozofiei, nu că alții n-ar fi filozofi, dar el, de fapt, marchează începutul filozofiei. Aristotel ținea cursuri cu două categorii de tineri, cu mai puțini și mai mulți. Cred că s-a înțeles. Cei mai puțini erau cei mai înalți, cei mai sporiți în cunoaștere, deci erau de partea ezoterică, am spune noi. Aveau o altă înțelegere. Și Platon avea tot așa două feluri de discurs la academia sa. Avea două feluri de discurs. La fel se întâmpla și la Pitagora, după ceea ce ne relatează, sigur, atât găsim și în viața lui Pitagora lui Porfir, cum spunea și noastră, cât și în comentariile lui Hierocles. În comentariile lui Hierocles sunt sugerate. Exista un anume
tipar, ca să spun așa, al agreierii unei persoane în școala lui Pitagora. În primul rând că era, sigur, ca să spun așa, apreciat în funcție de disponibilitățile interioare pe care le avea, disponibilitățile intelectuale. Era cercetat. Dacă era în această categorie, numit printre alții și postulant, adică un fel de inițiabil, dacă făcea parte din această categorie și întrunea toate condițiile, era primit în rândul neofiților care erau acceptați în școală, dar care trebuiau să rămână timp de 3 ani de zile cu un jurământ al tăcerii, trebuiau să rămână 3 ani de zile ca să facă această ucenicie, dacă vreți, sapiențială. Dacă treceau cu bine de acești 3 ani, intrau într-o altă categorie, cea a acusmaticilor, adică celor al auditoriului, auditoriu care asculta învățătura maestrului sub o formă, întotdeauna orală, bineînțeles, și sub o formă de precepte și uneori de paradoxuri. Acest nou stadiu dura 5 ani de zile, după care ei, persoana respectivă, grupul respectiv, era numit cel al matematicienilor, erau cei ezotericoi, erau numiți. Deci, și numele spune în ce zonă a cunoașterii se situau. Și ei formau ca atare acest mare grup al pitagoricienilor, al școlii pitagoreice. Vedeți că este un tipar care îl găsim în foarte multe școli inițiatice, pretutindeni în toate tradițiile. Există niște faze prin care treci. Prin urmare, de asta spun, este aproape imposibil să-l numești pe Pitagora filozof, decât pentru că el și-a spus filozof. Dar în realitate este vorba aici de mult mai mult. De altfel, cele 71 de versuri ale lui, acele versuri de aur, ar putea mira pe cineva care are oarecare pregătire, să zicem, în domeniul spiritual și inițiatic, îi s-ar părea mult prea banale, nu? Niște sfaturi morale aproape. Dar nu este vorba de așa ceva. Pentru că noi am mai spus de multe ori, trebuie să fim foarte atenți cum înțelegem noțiunile, cum înțelegem exprimările, cuvintele folosite, termenii folosiți de cei vechi. Pentru că aveau la vremea respectivă și alte sensuri, mult mai profunde, nu complet diferite, dar mergeau mult mai departe cu sensul. Vedeți, se spune întotdeauna că este important cine ascultă. Da, este și mai important cine spune, și cine ascultă trece printr-o perioadă de probă, ca să zic așa, pentru că trebuie să înțelegi corect. Sigur, în versuri se strecoară până la urmă, se strecoară și elementele fundamentale, cum ar fi tetractisul în forma tetradei și multe altele. Dar este acolo, este în versurile de aur, până la urmă, ai o cartă, ai un tipar al unui comportament, nu atât moral, sub aspectul virtuților în sensul moral al cuvântului, ci de rânduire interioară, de ordonare interioară pentru a permite, ca să spunem așa, practica spirituală pe care o înveți în acest cadru pitagoreic. Câteva lucruri importante la Pitagora. Sigur, unul din concepte se numește tetractis. Numărul de aur, 10, este compus dintr-o sumă a lui 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ele nu sunt numai, nu constituie numai capătul șirului de numere. Ele au un simbolism anume. Gândiți-vă că e vorba de secolul 7-6 înainte de Hristos, când învățătura era spirituală și inițiatică prin excelență. Nu vorbim aici de figuri de stil sau de metafore.
Nu? Ce reprezenta unul? Unul reprezenta și simbolizează principiul suprem. Doi este aspectul lui care merge spre creație. Iar trei este chiar producerea creației. Patru este pământul, ceea ce s-a creat. Am învățat cu toții la școală teorema lui Pitagora. Foarte frumos, se învață repede și, sigur, tinerii sunt foarte bucuroși că le iese totul, totul pare foarte rotund și foarte simplu. Dar aici este vorba de un simbolism extrem de important și care nu-l găsim numai în aria mediteraneană, îl găsim și, de exemplu, și în tradiția extrem-orientală, adică în tradiția chineză îl găsim. Ce spune teorema lui Pitagora? Suma pătratelor catetelor este egal cu pătratul ipotenuzei. Triunghiul acesta de care vorbește Pitagora este un triunghi care reprezintă tot, și anume cerul, pământul și omul. Gândiți-vă că el se bazează pe primele trei, nu? Numere simbolice care se referă strict la creație. Și anume, trei reprezintă cerul. Sfânta Treime, cele trei guna și așa mai departe, din toate tradițiile. Patru reprezintă pământul. Patru anotimpuri, patru puncte cardinale și așa mai departe. Cinci îl reprezintă pe om. Este ființa cu cele cinci terminații, capul și membrele, pe care îl găsim și în perioada renașterii, vă aduc aminte, înscris într-un pentagon. Omul, nu? Cu mâinile deschise și cu picioarele depărtate, este ca o stea cu cinci colțuri. Apare în toată renașterea. Mai mult decât atât, acest 3, 4, 5 îl găsim în tradiție extrem-orientală, în China. De exemplu, 3 reprezintă cerul, 4 reprezintă pământul și 5 omul. Și se spune că 3 cu 5, 3 cu 4 unite îl fac pe 5. Această expresie o găsim într-o vocabulă, dacă vreți, într-un cuvânt foarte simplu format din 3 părți, nu? Tien, ti, gen. Cerul, pământul și omul. Or, vedeți și aici, 3 reprezintă cerul, 4 reprezintă pământul, 5 reprezintă omul. Ce reprezintă atunci ridicarea la pătrat a numărului? Reprezintă manifestarea, reprezintă multiplicitatea. Deci, vedeți, într-o teoremă pe care o învățăm la școală foarte ușor, nu? Și în primele cunoștințe de geometrie, vedeți ce stă. Nu? Știți ce mi se pare mie foarte interesant în tot ce a spus? E o pură curiozitate. Stăteam așa și mă gândeam, ascultându-vă și probabil, nu probabil, sigur, și din calitatea noastră de dascăl, de profesor, atâția și atâția ani de zile, mă gândeam câți profesori de matematică, pentru că vorbim despre teorema lui Pitagora, unde o învățăm? Din păcate, n-o s-o învățăm la istorie, din păcate, da? Nu cred că stă nimeni să o explice la istorie, dar uite, o găsim în studiul geometriei, la matematică. Dar câți profesori de matematică explică și simbolismul care stă în spatele teoremei lui Pitagora? Nu doar strict matematic. Asta e formula, asta e teoria, asta vă prezint. Ce în spate... Pot să vă mărturisesc că 3-4 colegi de matematică care am avut, le-am împărtășit această cunoaștere și au fost foarte încântați. Nu știau de ea, pentru că oamenii nu s-au ocupat de simbolism și nici de... Dar... Sigur că aveți dreptate, atunci când auzi că Pitagora e atât de important și se tot vorbește de orfici și pitagorici și așa mai departe, adică ar trebui să trezească puțin interes. Uitați că știm deja niște lucruri din școală și le vedem acum că ele sunt explicate într-un mod cu totul surprinzător, nu? Și foarte vast, adică merg până la capătul lucrurilor. Nu? De fapt, ce spune Pitagora? Până la urmă, că totul, absolut totul, tot ceea ce există, poate fi înțeles dacă ne gândim la, aș spune eu, patru concepte. Și anume, la măsură,
la rit, la număr și la proporție. Vedeți? Nu este singurul care dezvoltă geometria aceasta sacră. Să ne aducem aminte de Platon, care avea scris pe frontispiciul Academiei: nu intră nimeni aici dacă nu e geometru. Or, acest geometru însemna un om care cunoaște geometria sacră, adică această știință simbolică care este extrem de precisă, riguroasă și că până la urmă genul acesta de matematică nu este o știință exactă, ci este o știință riguroasă. Iarăși facem diferența între rigoare și exactitate. Exactitatea e un aspect exterior al rigorii. Rigoarea este interioară. Rigoarea este, aș spune eu, de origine divină. Exactitatea este numai grija noastră de a ne adapta la această rigoare care e foarte greu de înțeles și foarte greu de păstrat prin luciditatea pe care o avem. Nu trebuie uitat că Pitagora se spune că a fost, așa cum spune de altfel și Hierocles, a fost discipolul unui filozof pe care îl învață toată lumea și îl numește tot filozof. Eu nu-l pot să-l numesc filozof. Mi-e foarte greu înainte de Aristotel să numesc pe cineva filozof. Aș îndrăzni să spun că și pe Platon întotdeauna l-am numit jumătate filozof, pentru că am sigur argumente, nu avem timp să dezvoltăm lucrul ăsta. Dar l-a avut pe Anaximandru. Or, Anaximandru, dacă ne aducem aminte, el dă o explicație surprinzătoare pentru vremea respectivă și pentru grupul din care făcea parte, referitor la temeiul lumii. Nu este nici apa, cum este la Tales, nu este nici aerul pe care Anaximene îl considera principiul creator, și el vorbește de apeiron. Or, apeironul este, dacă vreți, într-un fel similar, l-asociem numai ca să putem înțelege, cu eterul hermetișilor medievali, care este quinta esenția, este a cincea esență. Or, acest apeiron, adică acest nedefinit, indefinit, nu infinit, indefinit, dar este o imagine care te apropie de infinit. Vă aduc aminte că grecii n-au cunoscut noțiunea de infinit. Ei n-au cunoscut noțiunea de infinit. E important lucrul ăsta. Așa cum n-au cunoscut, dacă n-au cunoscut noțiunea de infinit, n-au cunoscut nici noțiunea de zero. E important de spus, pentru că de-abia mai târziu, când vin arabii, cu matematica și algebra, vorbesc de zero, pe care îl consideră chiar, dacă vreți, în limbaj, ca să facem o asociere, îl consideră chiar originea șirului de numere, pentru că în arabă zero se spune sifr, care este sinonim cu cifru, cifra, nu? Bun, deci ei nu au nici pe zero, nu l-au nici infinitul. Dar acest indefinit, acest apeiron, cum ajunge la Pitagora? Sub ce formă ajunge la Pitagora? Sub forma numărului, care este nedefinit, în sensul că trebuie să-l aplici pe ceva, pe cantitate. El este la un loc, o sinteză pentru Pitagora, numărul, este o sinteză între măsură, ritm și proporție. Adică, cum să vă spun, ridică, dacă vreți, acest concept de apeiron, de nedefinit, îl ridică la nivelul unui principiu care poate deveni inteligibil. Inteligibil nu înseamnă că îl pot imagina sau îl pot figura, dar îl pot înțelege interior. În toate aceste versuri, atât puține câte sunt ele, cum spuneam, sunt un îndemn direct la o viață ordonată după ceea ce înseamnă ordinea divină și ordinea creației, ordine universală. Pentru că atunci când ți se spune că trebuie să onorezi zeul, bineînțeles că este vorba de atitudinea pe care trebuie să o ai față de zei. Atunci când ți se spune că trebuie să-ți onorezi părinții și așa mai departe, toate lucrurile astea, spuneam, ele au un aspect moral,
un aspect etic, dar nu trebuie uitat că pentru cei vechi aspectul etic nu era rupt de partea spirituală, pentru că prin asta se și deosebește perioada presocratică de perioada postsocratică, neincluzându-l pe Socrate. Socrate încă face parte din lumea veche, din acei sofoi, din înțelepți. De ce este important ceea ce spun? Pentru că a reduce până la urmă este și o probă, dacă vreți, este și o încercare când citești versurile de aur, pentru că trebuie să știi că până la urmă trebuie să treci dincolo de literă ca să ajungi la spiritul ei și la necesitatea unei asemenea acțiune, unei asemenea atitudini. La vremea respectivă, morala nu era deosebită, nu era scoasă din context religios, din context spiritual. Și a fi drept, a fi cinstit, a fi, nu era o chestiune de relație interumană. Nici vorbă de așa ceva. Ci exact ca și în Orient, era vorba de o relație pe care o ai cu ordinea universală și cu Dumnezeu. Asta era problema până la urmă. Nu intrăm mai departe pentru că ar însemna să discutăm despre greci dacă au fost sau nu au fost politeiști. Și o declar clar că nu e vorba de politeism. Nu există religie politeistă. Asta este o invenție a europenilor care n-au reușit să meargă până la adâncul lucrurilor. Întotdeauna există, gândiți-vă că este și firesc, întotdeauna există un singur principiu. Omul nu poate să gândească multiplu de la început. Este o absurditate. Și el este o entitate. Deci, când spunem religii politeiste, este o concesie pe care o facem, mă rog, istoricilor religiilor care au rămas la nivelul ăsta. E vorba de atitudinea, prin urmare, în versurile de aur, de atitudinea față de Dumnezeu și nu poți să o reglezi atitudinea ta corectă față de principiu, față de Zeu, decât punând ordine în tine și punând ordine în jurul tău. Ăsta este sensul, nu? Sunt multe lucruri, sigur, foarte multe lucruri de spus. Este interesant de citit nu numai viața lui Pitagora, dar și de a lui Porfir, dar și comentariile lui Hierocles, care chiar dacă nu se ridică la, mă rog, la nivelul așteptărilor cititorului, poate, spun poate, avem note foarte importante și foarte multe, aș spune eu, care nu încarcă textul, ci care lămuresc foarte multe lucruri. E vorba de cartea după care a fost făcută traducerea cărții apărute la Herald și care are, cartea inițială are, mă rog, semnătură importantă al lui Mario Meunier și așa mai departe. Alți oameni care s-au ocupat toată viața de așa ceva și care fac note cât se poate de binevenite pentru înțelegerea corectă a textului. Așadar, versurile de aur ale lui Pitagora sunt o lectură de aur, dacă îmi permiteți așa o exprimare. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre viața lui Pitagora, despre imnurile sacre, versurile de aur, așa cum spunea puțin mai devreme domnul profesor Teodoru Ghiondea, comentariul lui Hierocles la învățăturile pitagoricienilor și viața lui Pitagora scrisă de Porfir după cele mai vechi surse, o carte publicată în această superbă colecție Biblioteca Orientalis. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, căruia îi mulțumim din nou pentru informațiile extrem de prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!